Opa! Opa! Nu știu cum să zic. E un porc, un dobitoc, e un om de nimic. O pierdut la cărți, de ce-o avut? Doamne, Doamne, și pe mine m-o pierdut. Da, să vedeți, o avut ghinion, cred că putea câștiga un milion. Da, o tras o damă și o crezut că-i popă. Eu nu joc cărți în viața mea cu lumea interlopă. La următoarea mână o tras un 7. Da, o crezut că-i 10 și-o cerut altă carte. N-o văzut-o bine și o crezut că-i alta. Până să-și dea seama, jocul era gata. După aia a fost foarte atent, juca cu 4 unguri, eu recunosc-o pe talent. Un pariu că ăștia nu sunt grup organizat, nici măcar o carte bună nu i-o dat. A, popa, îi un gunoi, cu 100 de lei mă putea lua înapoi. Dar nimeni nu-l mai împrumută și am dat eu că avem fix 100. Mai departe, să vedeți ce s-a întâmplat. Nu te poți lupta cu destinul. Popa nu s-a luptat, iar m-a pierdut la cărți și banii mi-au pierdut. O vrut să nu mai joace, dar nu o putut. Da, o tras o 4 și-o crezut că-i 3 și-o apărut la masa lui o groază de copii. Ziceau ceva despre Moscova și nu s-o mai putut concentra. Nu. Jurăminte, eu pe dumneavoastră n-am voie să fiu supărat, că sunteți ofițer și eu numai soldat. Ofițerul e o ființă perfectă, soldatul e doar o insectă. Ordinele ofițerului sunt o lumină în bezna din capul soldatului. Să trăiți! Soldatul e o ființă perfectă, ofițerul e doar o insectă. Ordinele ofițerului sunt o beznă în lumina din capul soldatului. No. Alo? Smeg la telefon. Popa-i dus pe peron. Alo? Cu cine vreți să vorbiți? Nu e aici. Să trăiți. Alo? Ioi, alifie. Sunați la infirmerie. Alo? Ștați zis de Dani. Ăștia-s dușmanii. Ble! Nu răspund. Băule, mă pup în fund. Ble! Nu răspund. Băule, mă pup în fund. Să trăiți. Eu sunt Fritz. Ești Fritz? La ce vă referiți? Nu ți-a la eu. Nu, vă confirmă fratii meu. Fratii meu Blau. Îl chem Blau. Blau. Da. Blau, vino să confirm ceva la telefon. Bine, hai că vin. Alo, eu sunt Blau. Deși pare că am băut, nu beau. Dar colegii mei abia umblau. Când m-am trezit eu, ei se culcau.
ești fake, n-am auzit. Dar mă bucur că ne-ați deranjat și că țineți firul ocupat. Alo? Alo? Ați plecat? Alo? Alo? Nu mai sunteți la aparat? Ce păcat! Alo, eu sunt Lau, din păcate nu mai pot să stau. Ciao! De la picior ar fi trebuit să se pensioneze, dar armata lasă să se mai distreze, că e bolnav și umblă în cărucior, când mi se umflă și îl doare degetul de la picior. Pe buzele tuturor e degetul de la picior. Pe buzele tuturor e degetul de la picior. Nu e bine să fii pe aproape când degetul ghete nu-i mai încape, că dintr-un om pașnic și bun el se transformă într-un nebun. Ar fi capabil de omor când mi se umflă degetul de la picior. Aici se fură din mâncare ofițerii, fură de la aprovizionare, fură morțile soldaților, o să ajungem să mâncăm toți degetul de la picior. Am auzit că de la Crucea Roșie se fură cel mai bine, acolo se trimit cele mai multe fonduri și ajung cele mai puține. Dar dacă îl întreb ceva despre asta pe domnul general major, o să spună ceva despre degetul de la picior. De buzele tuturor e degetul de la picior. E degetul de la picior. Ne culcam, ne trezeam și de foame stăteam cu limbile lipite de geam. De foame stăteam cu limbile lipite de geam. Urmează gara din Budapesta și aici vom campa. Nu se știe cât vom sta și dacă vom mânca. Am trecut prin multe găi și ni s-a promis salam, dar n-am văzut nicio feniuță. Și de foame stăteam cu limbile lipite de geam, oh, oh. Și de foame stăteam cu limbile lipite de geam. Ni s-o promis și brânză, dar nici de-aia nu ne-o dat. Ca să uităm de foame, ne culcam, ne trezeam. Ce bună era mâncarea pe care o visam. Oh, oh. Ne culcam, ne trezeam. În gar, în timp ce așteptam. Ne culcam, ne trezeam. Dar în timp ce așteptam, apoi am oprit în altă gară. Eram nemâncați de alaltă ieri, o doamnă împărțea bomboane, altă doamnă împărțea vederi. La noi n-au ajuns bomboanele, dar au ajuns vederile. Pe ele am văzut cimitirul eroului necunoscut. Oh. Ne culcam, ne trezeam. În gar, în timp ce așteptam. Ne culcam, ne trezeam. În gar, în timp ce așteptam. Și de foame stăteam cu limbile lipite de geam. Oh. Și de foame stăteam cu limbile lipite de geam. În gar am aflat că Italia se bate și ea cu noi. Deci în loc de brânză și salam am mai primit un război. E clar că nu e clar deloc spre unde ne trimit. Poate că vom pleca spre Italia sau poate că vom pleca spre unde am pornit. Ne culcam, ne trezeam. În gar, în timp ce așteptam. Ne culcam, ne trezeam. În gar, în timp ce așteptam. Și de foame stăteam cu limbile lipite de geam. Oh, oh. Și de foame stăteam cu limbile lipite de geam.
sat că eram general și merem în inspecție. Se vedeau tranșee și morți și flăcări și eu aveam o infecție. Aproape de noi, lângă șoseu, că sunt un avion inamic. Șoferul meu conducea de parcă, n-ar fi văzut nimic. Ce carosabil bun, nu-l distruge niciun dun. Ioi, merem către dușman și bum, cădea câte un aeroplan. Ce șosea minunată, nu e deloc strigată. Bum, 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 au căzut bombe pe ea, dar nici o gaură nu se vede. Înaintam către inamic și pericolul era tot mai mare. Zburau prin fața parbrizului mâini și ochi și urechi și picioare. Mașina mergea cu mare viteză prin primul război mondial. Cauciucurile noastre n-ar rezista nici un minut pe un drum lateral. Parcă mi-e frică asfaltul pe aici nu se strică. Și bum, simțeam mașina la cer se ridică. Și fâl, fâl, zburam printre stele și ne feream de comete. Și bum, am simțit bum, în față un perete. Aici e zidul, acolo e poarta prin care se intră în rai. E o coadă lungă, lungă, lungă la care trebuie să stai. Am strigat, faceți loc pentru domn general, dar nimeni nu m-a ascultat. Fiindcă nu aveau cum, fiindcă n-aveau cu ce, fiindcă toți aveau capul tăiat. Așa la război, te sfârte că un, doi, dar îți iei mazele în brază și intri în viața de apoi. Așa la război, noi o să fim eroi, în raniță ducem în rai, multe bucăți din noi. General Dumnezeu. Și când m-am uitat mai bine, ăla eram eu. Așa erai, aleluia. Caporalul înger isteric, pe toți instruia. Așa erai, ioi ce groznic a fost. Aveam atâtea griji când eram Dumnezeu. E bine așa cum îs eu. Așa erai. Adică revin eu, nu mai eu am mai rămas.